Biserica Adormirea Maicii Domnului din parohia Vălișoara, județul Caraș-Severin, a fost resfințită astăzi de preasfințitul părinte Lucian, episcopul Caransebeșului. Tot cu acest prilej, ierarhul a sfințit troița ridicată în curtea bisericii și a săvârșit sfânta liturghie. O parohie fruntașă din episcopia noastră, cu oameni foarte atașați de Sfânta Biserică, o biserică care împodobește această localitate, o biserică pictată foarte frumos, târnosită în 9 august 1992 de vrednicul de pomenire, mitropolitul Banatului Nicolae Corneanu. Îi mulțumim bunului Dumnezeu pentru această zi minunată și pentru puterea și sănătatea pe care ne-a dăruit-o ca să putem împlini și să putem răspunde chemării părintelui paroș a Consiliului Parohial și a tuturor credincioșilor care și-au dorit foarte mult ca astăzi să poposim aici și să slujim în această biserică Sfânta Liturghie și totodată să binecuvântăm lucrările. Parohia Vălișoara, o parohie cu o viață spirituală dinamică, având ca efect această viață dinamică, frumusețea miresei a Bisericii lui Hristos, care astăzi a fost binecuvântată de Harul Duhului Sfânt într-un mod cu totul special, prin prezența preasfințitului părinte episcop Lucian al nostru, al Caransebeșului, care a resfințit Sfânta Masă, a binecuvântat poporul lui Dumnezeu și a reînnoit această mireasă a lui Hristos. În cadrul Sfintei Liturghii, părintele paroh a fost hirotesit iconom stavrofor, iar cei care s-au implicat în ridicarea troiței și în frumusețarea locașului de cult au primit acte de cinstire. Având în vedere că la 24 de ani de la târnosirea bisericii de către înalt preasfințitul Nicolae Cornean, odată cu chemarea la venirea de a lua lumină, după 24 de ani, preasfințitul Lucian, episcopul Caransebeșului, adresează din nou această chemare a credincioșilor la primirea luminii ca o anticipare a Paștelui și a sărbătorii care urmează. Azi a fost o zi minunată, l-am întâlnit pe preasfințitul și am purtat haine tradiționale românești. Am fost foarte bucuroși, am participat cu mic, cu mare la Sfânta Liturghie și pentru noi a fost o deosebită onoare să luăm parte la această mare sărbătoare. După Sfânta Liturghie, chiriarhul a săvârșit taina Sfântului Botez pentru pruncul părintelui paroh.